Problemele cu care se confruntă această persoană sunt multe, mai ales într-o societate care încă este în curs de structurare, care încă depune eforturi pentru a se autodefini, care încă nu are politici pentru toate domeniile și aș vrea să cred că nu are politici foarte clare nici pentru persoanele cu nevoi speciale. Vreau să le asigur pe asociațiile prezente aici că ori de câte ori se vor adresa cu o chemare către Consiliul Județean pentru rezolvarea anumitor probleme pe care le întâmpină în activitățile dumnealor, vor fi prezenți și vom încerca să-i sprijinim. Cei care au angajat deja persoane cu dizabilități îi îndrumă și pe privat să facă același lucru. Ca orice angajator, pentru că direcția are foarte mulți angajați, și noi angajăm persoane cu dizabilități. Aceste persoane nu diferă cu nimic față de ceilalți normali. Unii dintre ei chiar pot avea performanțe mult mai mari decât ceilalți care sunt normali. Cât de greu este pentru o persoană cu dizabilități să-și găsească un loc de muncă? Depinde de tipul de dizabilitate, dar în general foarte greu, eu aș spune chiar imposibil în condițiile date. La dezbaterea organizată astăzi se adaugă și o expoziție handmade a persoanelor cu dizabilități, dar și spectacolul Oameni aproape invizibili.